Prețurile la resursele energetice au crescut constant pe parcursul ultimilor 2 ani și nu este doar o tendință specifică pieței interne a Republicii Moldova. Consumatorii vor fi nevoiți să achite sume consistente pentru agentul termic și alte facilități energetice, mai ales că astăzi ANRE-ul a aprobat noi majorări de tarif și la energia electrică. În aceste condiții crește și mai mult necesitatea economisirii acestor resurse pentru evitarea deficitului lor și cheltuielilor excesive în acest sens. Discutăm despre actuala stare a lucrurilor de pe piața acestor produse, tendințe ce se conturează și despre posibilele măsuri de economisire cu expertul în domeniu Ion Muntean, aflat în legătură directă cu noi. Domnule Muntean, bună ziua! Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a dat curs cererii celor doi distribuitori de energie electrică din centrul și nordul țării, dar a aprobat un tarif altul decât cel solicitat de aceștia. Totuși, cum se va răsfrânge asta nu doar peste consumatori, dar și peste ofertanții de pe piață? Da, este o situație care practic descrie sau vine ca și rezultat a evoluției situației din sectorul energetic și nu doar. Din sectorul economic, practic, fiindcă unul din factorii care au influențat ajustarea tarifelor reprezint cursul de schimb valutar al dolarului. Prin urmare, pe lângă majorarea prețului de procurare a gazelor naturale, care au și ele o pondere în ce se privește stabilirea tarifului, ținând cont de faptul că aproximativ 20% din energie electrică care este produsă se produce pe baza gazelor naturale procurate din Federația Rusă și urmarea majorării acestor prețuri pentru a evita acumularea de datorării ale certurilor către Moldova Gaz, s-a ajustat prețul și în consecință a apărut premizii pentru a fi ajustat și tariful la energie electrică pentru consumatorii finali. Suntem deja în pragul sezonului de iarnă acestui an, iar cetățeanul se întreabă aproape zilnic dacă va reuși să treacă cu bine prin această perioadă. Cum catalogați dumneavoastră actuala situație privind securitatea energetică a țării? Pentru că se pare că ne pasc niște pericole reale. Da, întrebarea are două practici aspecte care trebuie abordate. Primul este legat de siguranța și de stabilitatea în aprovizionare cu energie. Aici observăm că autoritățile depun efort în a asigura cu energie electrică cât și gaze naturale consumatorii. Și suntem destul de vulnerabili în acest sens, considerând evenimentele care se întâmplă în Ucraina, odată ce o bună parte din energie electrică, aproximativ 30%, era procurată din Ucraina, la un preț care era un pic mai mult mare decât cel care îl procurăm de la Moldavska Egres, de la Cușurgan. În situația în care această sursă de energie decade, este necesar de precautat alte surse. Una din acestea ar fi piața din România, doar că acolo prețurile sunt mult mai mari și este practic al doilea aspect de care am menționat, cel financiar. Și prima opțiune care la moment este utilizată reprezintă procurarea 100% din energie electrică necesară de la centrala termoelectrică moldovenească. Însă aici trebuie să menționăm că volumele de gaze naturale care sunt necesare pentru a produce 100% din energie electrică, din necesarele de energie electrică, sunt limitate. Urmare a deciziei unilaterale a Gazpromului de a reduce volumele de gaze alocate pentru populație, pentru consumatorii din Republica Moldova. Deci e o provocare în plus pentru autorități, reprezintă identificarea volumelor de gaze naturale suplimentare, practic procurarea de pe piața spot la prețuri care sunt mai mari decât cele care sunt stabilite în actualul acord. Și aspectul legat de partea financiară, în cazul în care urmează a fi procurată energie electrică din România, atunci lucrul ăsta iarăși va avea un efect, va avea impact asupra tarifelor, considerând faptul că pe piața din România, practic, prețurile la energie sunt de 3-4 ori mai mari decât cele pe care le achităm către centrala termoelectrică moldovenească sau pe care le-am achitat către Ucraina. Cum face, domnule Muntean, pentru a ne minimiza consumul și respectiv cheltuielile în domeniul energetic? Și mă refer aici la consumatorii finali, la cetățeanul de rând. Eu cred că sezonul anterior de încălzire a fost un exercițiu și a impulsionat cumva populația și agenții economici să adopte diferite măsuri de optimizare a consumului de energie.
prin diferite măsuri organizatorice la nivel de locuințe. Cei care au avut posibilitatea financiară să investească în anumite măsuri de eficiență energetică au făcut-o, însă sunt necesare măsuri mult mai complexe și organizate la nivel național, cum ar fi anumite programe de subvenționare a echipamentelor electrocasnice mai performante de punct de vedere energetic sau subvenționarea măsurilor de eficientizare a consumului de energie. Pentru a face față viitor apropiat sau în următoarele luni la majorarea prețurilor la energie și la gaze naturale, am observat și am văzut că a fost lansat, de fapt, un program național de compensare în factură, un program care urmează să targeteze, practic, mai bine categoriile vulnerabile de consumatori. Acest program, acest sistem oferă posibilitatea de a compensa nu doar prețul la gaze naturale sau energie termică, ci și energie electrică. De aceea, în funcție de cum vor evolua lucrurile, urmează să fie ajustate sau să fie luate deciziile corespunzătoare în ceea ce privește compensațiile care se vor aloca, tipul de energie și mărimea acestora. Domnule Muntean, dar iată, autoritățile au lansat această platformă în care intenționează să ofere compensații populației care au reală nevoie de asta în perioada rece. Va rezolva cumva această platformă compensații.gov.md evitarea acordării compensațiilor persoanelor care, nu știu, beneficiază de lux, au un venit mai mare decât cel care le-ar permite și le-ar da dreptul de a beneficia de aceste compensații? Da, sistemul informațional face diferență între categorii de vulnerabilitate în funcție de datele oficiale pe care le deține statul prin intermediul diferitor sisteme informaționale, fie că e vorba de serviciu fiscal de stat, fie că e vorba de alte date de la Agenție pentru Servicii Publice, mă refer la bunurile imobile și așa mai departe. Atâta timp cât sunt raportate venituri și proprietăți în mod oficial, lucrul ăsta va fi luat în considerație la calcularea categoriei de vulnerabilitate energetică. Aici se va face conexiune, platforma face conexiune și cu datele oferite de către furnizorii de energie în funcție de cheltuielile pe energie pe care le au consumatorii casnici și veniturile raportate sau cele care sunt preluate din sistemele informaționale în mod automatizat, va fi calculată acea categorie de vulnerabilitate energetică. În cazul în care populația sau cei care se înregistrează indică venituri mai mari decât cele care sunt cunoscute de către stat, atunci în algoritmul de calculare a categoriei de vulnerabilitate energetică se va lua în calcul acel venit. Platforma este destul de complexă și oferă posibilitatea de a fi completată ulterior și ajustată, de a fi perfecționată pe măsură ce vor fi o bază completă, să spunem așa, de date, se vor înregistra cât mai multe solicitanți, astfel încât datele care vor fi analizate și procesate va permite să fie luate decizii care ar conduce la îmbunătățirea acestei platforme și, după cum am spus, ea oferă capacitate de a fi dezvoltată și perfecționată destul de mult. Rusia a țintit zilele trecute în infrastructura energetică a Ucrainei, care în rezultat și-a întrerupt exporturile de energie electrică, inclusiv în Republica Moldova. Deși aveam un contract semnat cu partea ucraineană privind livrarea 30% din necesarul intern al țării, valabil până în 15 octombrie, nu credeți că Rusia a lovit cu bună știință și în securitatea noastră energetică pentru a ne lega și mai strâns de gazele ei naturale? Absolut, lucrul ăsta este practic evident în opinia mea. Federația Rusă, desigur că își dă seama că Republica Moldova sau observă progresele pe care le obține Republica Moldova în diversificarea surselor de energie. Lucrul ăsta nu cred că este în avantajul lor și respectiv acționează într-un mod care este sub orice critică practic și este foarte regretabil ceea ce se întâmplă. Mai mult ca atât, fiind conectați prin infrastructura electroenergetică a Ucrainei la rețeaua transportatorilor de energie electrică europeni,
Republica Moldova cumva depinde într-o oarecare măsură și de România, și de Ucraina, în situația în care în ultimii 30 de ani practic nu s-a reușit a fi dezvoltată infrastructura electroenergetică de interconectare cu România. În cazul în care am fi avut acele linii, acele proiecte finalizate, care au fost anunțate și declarate ca proiect de interes național, atunci lucrurile ar fi fost mai simple și, mai mult ca atât, am fi avut capacitatea să ajutăm noi România, Ucraina, prin rețelele care ar fi trebuit de mult să fie construite. De aceea este important ca lucrările sau proiectele care au fost anunțate să fie definitivate și în regim de urgență sau cu maximă prudență și să fim destul de precauți în ceea ce privește evoluțiile următoare, fiindcă prin acțiunile date, Ucraina, Federația Rusă a demonstrat că este în stare să distrugă sau să intervină într-o manieră în care practic nu poți anticipa până la sfârșit. La final de discuție, domnule Muntean, am vrea să ne faceți o scurtă prognoză sensul evoluției de mai departe a pieței energetice din țara noastră, una de ansamblu. Da, cu părere de rău, este foarte complicat să facem prognoză în situația în care suntem total interdependenți de ce se întâmplă în regiune, atât pe piața europeană, dacă să ne referim la evoluția prețurilor, cât și ce se întâmplă în Ucraina, ținând cont de faptul că mizam și a fost inițiată practic acea colaborare și diversificare a surselor de energie din Ucraina. În privința prețurilor este foarte dificil să ne expunem. Dacă să analizăm cum a evoluat lucrurile până acum, au observat fluctuații foarte mari în ce se privește prețul. De aceea, autoritățile depun efort și se pregătesc pentru a compensa majorările semnificative a prețurilor de energie din punct de vedere a asigurării cu resursele necesare de energie. În situația în care pe partea de gaze naturale eventual va fi sistat livrarea din partea Federației Rusie, atunci autoritățile trebuie să acționeze următorul plan de asigurare cu gaze naturale din surse care practic vin pe piața europeană. Și lucrul ăsta este din punct de vedere tehnic posibil, doar că prețul va fi semnificativ mai mare comparativ cu prețul pe care îl avem acum de la Gazprom. În ceea ce privește energie electrică, iarăși, tehnic va fi posibil de asigurat cu energie electrică doar prin, sau în mare parte prin liniile care interconectează România cu regiunea Transnistriană, cu centrala termoelectrică, cu nodul de la centrala termoelectrică moldovenească. Lucrul ăsta este posibil fizic, doar că, din punct de vedere organizatoric, este limitat la moment. Pentru a soluționa problema dată, sunt necesare ajustări, modificări și eforturi organizatorice care implică și costuri semnificative, inclusiv pe partea română. Lucrul ăsta este posibil. Important este ca toți consumatorii să înțeleagă că este o situație absolut atipică. Lucrul ăsta implică foarte mult efort și înțelegere. Respectiv, e necesar să raționalizăm consumul acolo unde putem să-l facem. Trebuie să fim înțelegători. Vă mulțumim mult pentru această discuție, domnule Muntean. Și vă mai așteptăm cu alte ocazii.